Bună ziua, eu sunt Cristi și voi urmăriți show-ul cu misiunea Vreau din România. Vreau din România, adică misiunea de a reconecta românii cu România, de a păstra viu tot ceea ce ne face pe noi români. Dar chiar, ce ne face pe noi români? Avem portul popular, avem peisaje superbe și suntem singura țară din lume care are chiar municipiul Brăila. Wow, asta chiar e ceva. Dar ceea ce ne face cu adevărat români este graiul românesc. Limba română este o combinație de cuvinte dacice, precum brânză, sper că nu-i de mânz sau de viezure, un fond adăugat de roșii, adică slavone, la final punem niște franceză și totul se leagă cu ulei latin care dă și gust. Și ne-a ieșit o salată. Fix despre asta vrem să și vorbim în această emisiune. Pentru că limba noastră merge mână în mână cu mâncarea, vrem să explorăm partea delicioasă a graiului și să realizăm primul dicționar vizual al expresiilor care îți lasă gura apă. Așa că haideți cu mine ca să aflăm entomologia. Etimologia. Poftim? Etimologia. E aia care se ocupă cu originea cuvintelor. Entomologia se ocupă cu insectele. Etimologia nu e știința care se ocupă cu studiul lui Yeti, omul zăpezilor? Așa că haideți să aflăm de unde provin unele expresii din limba română care unesc graiul de stomac. Expresii precum... Ce pictezi acolo? Ah, ce drăguț! M-ai făcut cu ou și cu oțet. Mm-hmm. Dar zici tu ceva, parcă ai mămăligă în gură. Și asta mă duce cu gândul la altă expresie. Mai ușor cu mestecatul. Că se bat turci la gura ta. E fură vorba din gură! Vorba puțină și mâncarea puțină n-au stricat niciodată. Acum că zici, parcă mi-ai făcut poftă de... De? Ce mâncăm azi? E final de lună. Deci... Răbdări prăjite! Auzi? Putem să închidem chestia asta. Tu știi cât s-a făcut curentul? După cum spunea și băiatul ăsta care nu o să mai lucreze aici la noi, ideea e că în emisiunea Pe limba românilor încercăm să culegem toate expresiile care îți lasă gura apă. Însă pentru asta avem nevoie de ajutorul vostru. Trimite-ne în comentarii o expresie care are legătură cu mâncarea și s-ar putea să o vezi într-unul din episoadele următoare. Până atunci, nu uitați, ciorba lungă, sărăcia omului. Sau cum era? Vorba săracului.